ziua și bine ați venit la Prof. Online cu probleme de matematică. E aproape seara acum, hai să Bună seara! Bună seara! Da, dragilor, iată ne revedem în formație completă. Suntem cel de-al doilea an, nu ne-am văzut de un an de zile, este o chestie care e destul de... Am putut rezista un an de zile să ne vedem, mă, vă dați seama. Daria, Davide și Casandra. Da, Daria, Davide și Casandra. Cu ce să încep? Decât să vă zic, la mulți ani, vouă și tuturor prietenilor noștri, și să le spunem lor că anul acesta suntem decis să atacăm foarte puternic. Pentru că am făcut un experiment, când voi ați fost în vacanță, am avut un băiețel, un nepoțel, care a venit la mine special pentru a încerca să facem subiecte pipărate, în genul celor de la centrul de excelență. El a venit cu un subiect de la centrul de excelență și mi-a arătat și cam cum ar vrea să facem subiectele acelea, la centrul de excelență fiind, de fapt, mai mult decât nivelul la admitere la licee. Deci chestiuni foarte frumoase. Și așa m-am jucat cu el și merită să vedeți toate filmele acelea. Deci sunt niște filme spectaculoase. Am făcut în apartamentul meu, n-am mai venit aici, am făcut acolo, nu tabla asta, ci tabla cealaltă care am avut-o la Albine, da. Am luat-o pe aceea și am pus tabla acolo, am făcut modificări. Important este că a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă de care eu sunt încântat și mă bucur cel mai tare pentru că voi aveți șansa să vedeți filmele acelea. Voi și toți prietenii noștri. Da? Deci da. Sunt niște lecții spectaculoase. Așadar, să spunem, hai să vorbim despre fracții. Fracții introduse duse în varianta Prof. Online. Da, în varianta asta introdusă. Adică altfel decât în mod tradițional și altfel decât am vorbit și chiar eu în lecțiile trecute. Hai să zic așa. Un gospodar merge la piață cu mere. Și în prima zi vinde două șeptimi din cantitate. Cantitate. Uitați-vă cum a scris, da? Două șeptimi. Și iată, dar ea și punctează. Iată cum a scris două șeptimi. Două șeptimi din cantitatea de 70 kg. Deci în prima zi vinde două șeptimi din cantitatea de 70 de kg. Dar ea zice, fiți atenți cum a scris două șeptimi. Doi împărțit la 7. Așa să spun. În loc să spun de 2 împărțit la 7, am scris 2 supra 7. Același lucru. Da? Este același lucru. Se citește așa, că întregul, scris-vă în paranteză, întregul la care se face referire se împarte la 7 și se iau două părți. Scrieți în cuvinte aici. Întregul, adică 70 de kilograme, întregul, scrie și tu, te rog frumos. Nu strică să ai acolo altfel. Deci întregul, adică 70 de kilograme, se împarte la 7 și se iau două părți. Deci întregul se împarte la 7 și se iau două părți. Adică întregul, 70 de kilograme. Adică, dacă ne-am închipuit printr-un segment, hai să facem și figurativ. Dacă am surprinde printr-un segment cele 70 de kilograme, n-am împărțit la 7, așa ca să am, ca 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, da? Cele 7 părți,
Și din cele 7 părți luăm 2. Oare cât se reprezinte din cantitatea respectivă 2 șeptimi? Cât se reprezinte? Dalia, tu știu că știi foarte rapid să răspunzi aici, dar ne lași și pe noi ca să înțelegem. Da? Deci, 7-10 îl împărțim la 7, asta înseamnă. Deci, adică 10 minus. Deci 2 șeptimi din 70 este echivalent cu operația. 70 împărțit la 7, deci 70 împărțim la 7 și înmulțim cu 2. Și înmulțim 2 din astea le luăm. Adică își ne dă 20. Adică ne dă 20. 70 împărțit la 7 fac 10, ori 2 egal cu 20. Dar nu e greu. Nu e deloc greu, numai se prinde mecanismul. Deci, 2 șeptimi din 70 înseamnă 70. Ăsta 70 a fost așa, ne-am închipuit noi. Și am împărțit în 7 și am luat 2 din ele. Da? 2 din ele. Și acum zicem, 2 pe 7, ăsta este o fracție, egal fracție. Așa se numește, da? Fracție. Deci 2 pe 7 e fracție. 2 ne indică, 2 este numărător, adică numărător, adică ăsta deasupra, numărător. Câte luăm din? Da, așa, te ia așa. Câte luăm din întreg. Da. Deci ăsta se numește numărător, numără câte luăm de aceste părți. Da? Iar ăsta se cheamă numitor. Scrii și voi, tu exact ce fac eu aici. Numitor, da? Numărător și numitor. Numărător, nu degeaba, numără câte părți luăm. Iar ăsta se numește numitor, da? Numitor. Și ne indică, ăsta de jos, numitorul, ne indică în câte părți împărțim cantitatea, întregul. Deci numitor și numărător. Numitorul ne indică în câte părți, împărțim întregul. Am uitat că sunt cablat. Foarte important. Deci insist copii. Deci numărător și numitor. Da. Numărător și numitor. Numărătorul este... Care am spus că este numărătorul? Numărătorul este ăsta deasupra, Davide, numărător. Și cel de sus jos se numește numitor. Așadar, din discuția care am purtat-o, am înțeles că 2 pe 7 din 2 pe 7 din 70 înseamnă 20. 20 de kilograme. Deci la răspunsul gospodarul vinde 2 șeptimi din cantitatea de 70 de kilograme cu care au mers la piață, înseamnă că, de fapt, el vinde, cât vinde? 20 de kilograme. Deci puteam să spunem, o vândut 20, dar șmecher cum suntem, n-am spus 20, ci am spus 2 șeptimi din cantitatea respectivă. Așa că, vreau să calculați voi acum, cât în a doua zi, notați-vă, a doua zi vinde 3 cincini din ce a mai rămas. A doua zi vinde 3 cincini din ce a mai rămas. Păi fix acolo n-am mai rămas. O secundă. Lăsăm și pe ei să gândească. Deci a doua zi vinde 3 cincini din ce a mai rămas. Cine încearcă? Poftim, Casandra? Noi facem 20 împărțit la 5, ori nu, din ce a mai rămas? Din ce a mai rămas? El cu cât a plecat? Cu cât a plecat el la piață? 70 și a mai rămas cu 20. A rămas cu cât? Cu 50. Cu 50? Că a vândut 20. A, da. Atenție, că am zis, a rămas cu din ce a mai rămas. Sigur că a mai rămas cu 20. Cu 50. Cu 50, că au fost 70. În prima zi a vândut 20, voi ați spus, nu? Și a mai rămas 50. Și acum vinde 3 cincini. Oare cât vinde? 50. Din cât? Din 50. Din 50, din ce a rămas, a zis domn profesor. Deci el vinde 3 din 5. Deci vă închipuiți că întregul acum e împărțit în 5. Noul întreg, acest 50 de kilograme. Îl împărțim în câte segmente? 5. În 5. Deci și fiecare segment va fi? Va fi... Cât? 50 împărțit la 5? 10.
tot 10. Și el vinde 3 segmente din 5. Mă gândeam eu să facem... deci 30 de kilograme, bravo! Ai înțeles, Davine? Da, eu mă gândit să-ți spun așa, jos că împărțit la 50 care... Tu la 100 te-ai gândit? Da, și îmi dădea 12, făceam 2 ori 5 care îmi dădea 10. Hai. Și așa da. Că... A, el mă da. Duce în altă parte, fracțiile și astea cum pot să apară ca... Îți dau și ție o problemă că... Nu, 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 că trebuie să consolideze, că eu aici vreau să văd dacă nu cumva au uitat. Sigur, deci, atunci, lăsăm așa. Nu știu, a spus pe domn profesor și a spus. Da, dacă deci, ai încă ce rămâne cu 20. Atenție, am spus așa. El se duce la piață cu o cantitate de 70 de kilograme de miere. Mere, da? Și vinde 2 șeptini din cantitate. În prima zi. În prima zi. Șmecheri, cum suntem... Nu-ți stăm pe gânduri, după ce am descoperit ce înseamnă 2 șeptini din cantitate, e vorba de a împărți toată cantitatea în cât spune ăsta de jos. Ăsta ne spune în 7 să o împărțiți, și așa am făcut și noi, 70 am împărțit la 7, și pe urmă luăm 2 din grupele cele, din cantitățile cele, 2, da? 2 de al de 10 fac 20 de kilograme. Asta a fost în prima zi. În a doua zi, în a doua zi, vinde, vinde, 3 cincimi, am zis. 3 cincimi din ce a rămas. Din ce a rămas. Deci în a doua zi vinde 3 cincimi din ce a rămas. A doua zi, 3, din ce a rămas, trebuie să aflăm cât a rămas. Adică 50. Adică scădem din 70, nu? 70 de kilograme. Minus 20 kilograme vândute în prima zi și ne rămân 50. Și facem 50 împărțit la 5 ori 3. Și acum facem 3 cincimi. 3 cincimi din 50 kilograme este echivalent ca și cum am face 50 împărțit la 5, da? 50 împărțit la 5 și mulțit cu 3. Și face cât? 30 de kilograme. Foarte bine. 30 de kilograme. Da, David, ai înțeles? Da. Perfect, nu? A treia zi, a treia zi, vinde o pătrime din ce a rămas. Din rest, da? Da. Din nou rest. Din nou rest. A treia zi vinde că doar, da, da, vinde din ce a rămas a treia zi. O pătrime din rest. Oare din cât? Oare din 30. Cât? Din 30? Nu, din 20. Asta! Asta. Deci din 50. Din 50 de kilograme, cât au avut la începutul zilei, cele de-a doua zi, scădem cât au vândut în a doua zi, 30 de kilograme. 30 de kilograme. Și obținem restul de cât? De 20 kilograme după, ăsta e restul, după ce a vândut, după ce a vândut în cele două zile, adică a vândut, cât a vândut în prima zi? 20. În a treia zi cât a vândut? 30. Și sigur, tot vânzând, eu mai rămas doar 20 de kilograme. Da? A obținut numai 20 de kilograme. Și acum facem o pătrime din... 20 la 4 ori. Asta face. 20 împărțit la 4. 4 ori 1. Corect. Că zice o pătrime, adică 20 împărțit la 4 și doar una din ele. Și atunci, în a treia zi, deci, în prima zi, a fost aici, da? Prima zi. În a doua zi, cât a vândut? 30 de kilograme, 35. În a treia zi, face o pătrime din 20 kilograme. Ceea ce înseamnă, clar în mintea noastră, că e vorba de 20 împărțit la 4 ori 1. 4 ori 1. Și 80. Egal cu cât? 80. 20 împărțit la 4? 80. Ori am făcut ori. 20 împărțit la 4? 5. 5 ori 1? 5. Vinde 5 kg. Are zi proastă. Numai 5 kg vinde atât. Bietul de el. A stat o zi în frig. Da? Și am vândut numai 5 kg. Cât a mai rămas? Acum să vă văd. Cât a rămas?
cât era? 20 minus 5, 15. Da, 20 minus 5 egal cu 15 kg. Bun. Acum, să vă reformulez o problemă mai tare, mai șmecheră. Un vecin de-al lui se duce și el a doua zi la piață. Pleacă și el la piață, da? Cu o cantitate de mere pe care nu știm. Nu știm cantitatea. Pleacă cu o cantitate de mere pe care nu știm. Chiar așa spune. Un vecin pleacă și el la piață cu o cantitate de mere ce nu cunoaște. Un vecin merge și el la piață cu o cantitate de mere pe care nu cunoaște. Nu cunoaște. Vinde o singură zi trei cincimi din cantitatea pe care o avea. Și seara mai rămân 20 de kilograme. Seara îi rămân 20 de kilograme. O să-ți spui 5 cincimi. 3 cincimi, bine. Vinde 3 cincimi, adică ce înseamnă 3 cincimi? 3 pe 5, da? 3 pe 5 din cantitatea pe care o avea. Deci 3 cincimi vinde. Întrebarea este ce cantitate și rămân după ce vinde 3 cincimi, cât am zis că rămân? 20 de kilograme. Și rămân 20 de kilograme. Întrebarea este ce cantitate de mere a avut? 20. Da, rămân 20. Ce cantitate de mere a avut? Adică cu care a plecat el la piață dimineața. Păi până mai întâi A. Vreau să spunem A. A, cantitatea pe care nu știi, da? Da, nu știu. Perfect, perfect. Deci notăm cu A cantitatea de mere cu care a plecat la piață. Notăm cu A cantitatea de mere cu care a plecat la piață. Și atunci, 3 cincimi din A, nu mai știm. Data trecută am știut de fiecare dată. 3 cincimi de A, din A este egal cu cât am zis cu 20. Am putea să facem 20 împărțit la 5 ori 3? Am putea? 20 împărțit la 5 ori 3. Nu, ăsta i-a rămas 20. A 20 ori 5. Tu trebuie să facem 20 împărțit la 3 ori 5. 20 împărțit la? 3 ori 5. Dar de ce să împărțim la 3, mă? Pentru că facem invers? Măi, hai să vedem. Nu. Eu nu vă repet. Dar eu vreau să întâmpi, este același lucru. Deci, atenție, data trecută, am plecat cu 70 de kilograme, da? Și nu știm din cât, dar am anunțat cât au rămas după ce au vândut. Adică, suntem așa. Dacă ne închipuim că ăsta a fost AU, cantitatea pe care a plecat,
Câte spune că a vândut din cater? 3-5. 3-5. Înseamnă ce înseamnă 3-5? Adică împărțim de 3 ori în 5. Pe întregul? Întregul în 5 și luăm din acele părți câte luăm? 3. Deci împărțim întregul în 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Întregul împărțim în 5. Și luăm 3 din ele. 3 din ele le luăm. Câte au rămas din ele? 2 cincimi rămân. Adică 2. Și știți că 2 cincimi înseamnă 20 de kilograme. 2 cincimi. Deci 3 l-am consumat, da? Pe 3 le-au vândut. 3 cincimi din A, din tot A-ul. Păi înseamnă că rezultatul e 50. De ce 50, mă? Pentru că dacă alea 20. Dacă facem 20 împărțit la 2, care ne va da 10. Și atunci cât un segment e 10. Și le adunăm pe toate și am aflat. Deci, asta era povestea. Că dacă au vândut 3 cincimi, mi-au rămas 2 cincimi. Și tu ai șmecher cum ești, ai zis așa, păi dacă sunt două bucăți de astea, adică fiecare e o cincime, înseamnă pe cele două bucăți, cantitatea toată de 20 și ai împărțit-o la 2, și ai aflat o singură cincime, și pe 5, pe cât ți-a dat la o cincime, ai mulțit-o cu 5. Foarte tare! Cassandra, hai să vezi ce șmecher e al el. Deci, atenție la ce se gândește. El știe restul. Aici e foarte tare, că știe restul, că restul a zis că cu care rămân el, cât este restul? Restul 20. Este de 20, am dat 20 de kilograme. Dar el îl traduce, el traduce cele 20 de părți, cele 20 de kilograme în părți de cincimi. Câte părți au rămas? Și se sesizează că au rămas două părți. Adică restul acela îl împarte în doi. Alte numere nu poate să facă 20. Da? Și atunci va afla o singură cincime. Asta e o cincime, asta e o cincime. La fiecare. Și mulțește de 5 ori și află că 50 de kilograme. Deci, care sunt operațiile? Deci așa, 20. 20 împărțit la 2 și ori 5. Nu? 20 împărțit la 2 ori 5. Deci el și aruncă ochii la rest. Ăsta este restul. Da? Din cele 5 cincimi, din cele 5 cincimi, 3 cincimi au consumat și atunci el, dacă ăsta este restul, zice foarte bine. Ăsta este 20. Eu fac operația. 20 împărțit la 20. 2. Mă duc cât e o cincime. Da? Și ca să vadă cât e o cincime. Și atunci 5 cincimi? 5 cincimi înseamnă toată cantitatea și exact cu 50 de kilograme. Super! Da? Deci foarte frumoasă problemă. Dar foarte are o întrebare, domnul profesor. Ziceți? Daria are. Zi, Daria, te rog. Ai zis că ai o întrebare. Vreau să întreb pe tine. Nu pe mine, pe profesorul îl întreb. Nu, eu am făcut că A împărțit la 5 ori 3 egal cu 20. A împărțit la 5 ori 3, nu ăla e restul. Ăla. Nu ăla e restul. Deci te interesează restul. Da? Deci tu ai făcut A împărțit la 5 ori 20. Și, deci A împărțit la 5 ori 3, nu? A împărțit la 5 ori 3, egal cu cine asta? Nu. Nu, păi, nu, dar tu nu te gândi la rest. Tu te gândi la 3 cincimi din A. Când ai zis A împărțit la 5 ori 3, era ceea ce-o vândut, dar nu ce-o rămas. Asta e spectaculos aici. Trebuie să spui ce-o rămas. Și am spus, o rămas cu 20. Adică, practic, ce-o rămas ce? 2 cincimi. Și acești 2 cincimi, dacă reprezintă 20, pe înseamnă că să află o singură cincime, îl împărțim la 2. De ce? Pe 20 împărțim la 2. Ori 5. Că tu mi-ai spus așa că ai făcut. Cum ai spus tu? Pe A l-ai împărțit la... Cât? Mai zi odată, da. Hai te rog spune. A împărțit la... A împărțit la 5 ori 3. Ori 5 ori 3. Și ai zis că e egal cu 20. Nu. Nu e egal cu 20. Nu. Cine este... Acesta. Acesta e restul. Care nu înseamnă decât 2 cincimi. Da? Deci aici e greșeala. Da? Atenție. Dacă spunea egal cu 30 și nu știam de unde să spui tu 30. Puteai să spun. Stai că puteai să faci așa.
Nu puteai să faci, nu puteai să faci, îmi dau seama, nu puteai să faci, pentru că tu nu ai avut cantitatea inițială. Data. Data, restul ai avut dat. Și restul trebuie să duci la rest, trebuie să scazi din cele 5-5-5, pe 3 din ele le-ai consumat, le-ai vândut, 3 le-ai dat și urmați 2, aici e mezul problemei. Deci de acolo pleci. De acolo, de la rest. Bă, întreg împărțim în 5, mare atenție. 3 l-am dat, 3 le-am vândut. Le-a vândut și a obținut cât a mai rămas? 2. Și acolo ajunglezi, de acolo pleci. De acolo pleci, că 2 cincime înseamnă 20. Deci, așa trebuie să gândim. Că 2 cincim din 20, nu, 2 cincim egal cu 20. Da? 2 cincim egal cu 20, adică împarți pe 20 la 2, ca să aflu o singură cincime, și mulțești pe totul cu 5. Da? Deci, răspunsul corect, 20 împărțit la 2, ori 5, îți dă 50 de kg cu care am plecat. Cantitatea. Cantitatea cu care am plecat. Bine? Da. Bun. Mai facem. Dar mai facem cu una. Ziceți așa. Un alt vecin pleacă la piață cu o cantitate de mere. În prima zi vinde 2 șeptimi din cantitate. Da? În prima zi vinde 2 cu o cantitate de mere. Un alt vecin pleacă și el la piață cu o cantitate de mere. În prima zi, Casandra, ridicăm capul un pic mai sus, da? În prima zi vinde 2 șeptimi din cantitate. Zi vinde. Tot nu ne spune cu ce cantitate. Nu, asta e șmecheria. Vezi? În prima zi, pe zi, vinde 2 șeptimi din cantitate. Și cât e? Hai să vedem, că prima zi... A mai lungit. Mai lungesc, da. Da, bine, și în a doua. În a doua zi, băgăm o a doua zi acum. În a doua zi, vinde 3 cincimi. În a doua zi, vinde 3 cincimi din câte a mai rămas. O puneți pe treia? Nu mai puneți. 3 cincimi din cât i-a mai rămas. Da. Și în a treia zi restul, nu? Și în a treia zi, iar în a... Și, nu, vine așa. Și se întoarce acasă. Și se întoarce acasă cu 20 de kilograme. Te nebunesc cu 20 de kilograme. Se întoarce acasă cu 20 de kilograme. Da, deci... Câte, ce cantitate a avut și cât a vândut în fiecare zi? În a doua zi au fost 50 de kilograme. Nu lipsi și 50, mă. Pentru că am făcut mai înainte. În fiecare 10. Șmecher. Și prima zi, stați puțin. De aici au făcut cât 50? Iată ce chestii! Ce chestii, mă spuneți, mă! Da. Că n-am vrut să dau așa, mă! Și 70 în prima! Deci, se sesizează că a doua zi... Așa. Avem aici, pe tablă, deja făcută. E problema deja făcută! A doua zi și 50! Și prima zi și 70! Că mai punem 2, domn profesor, că a fost 5 și mai adăugăm 2 de 10 de la cele 2 secunde. Ce ușor! Domn profesor, nu ne-a spăcălit cu tine. Da, dar n-am să dau așa ușoară, mă. S-au vrădit. E, dar acum... Hai să vedem încă o dată dacă aveți dreptate. E bine cu 70 de ori, faci? Deci dacă vă 70 și-au vândut 2 șeptimi, uitați, e și prima problemă. Da, nu știți nimic pe tablă și am copiat problemele. Profesor, vreți să vă spun ceva?
Dacă ne dați așa în continuare cui au rămas 20, 25, 30, tot ne dăm seama. Tot îți vă dați seama. Da, că de la 20, numai dacă nu ne pune la 4 zile. Da. Calculăm. Și cu câte kilograme cât ai avea? Avea 70. 70 au avut, da? Da, pentru că avea 50 a doua zi. Da. Și atunci am noi mai adăugat pentru că practic am cu segmentul ăla mare și un tip profesor. Și un segment mai mic. Și apoi un segment mai mic. Și câte segmente mai rămas? Am două segmente. Două mini segmente. De aia n-am știut de pe tablă mai nimic. De aia n-am știut de pe tablă. Domn profesor. Fără să-mi dau seama. Trebuie să ștergi. Trebuie să ștergi acum. Fac asta. Dar domn profesor, uitați, și acolo, da. Deci acolo ne-ați dat practic cele 50 și acolo practic mai am pus alea sub bălea ca să ne dăm seama. Dar și 70 și 50. Da. Domnul, oricum noi o să ne dăm seama și chiar că până hai să vedem dacă... Deci gata! Ia să vă prind. Acum! Deci oricât v-ați strădui cu din nou, așa da, nu, acum. De acum încercăm așa, fără pe caiet, că ne dăm seama prin privire. Da, matematica nu chiar din privire. Dacă m-am făcut, da, puneți pariu. Ia uitați, dacă complic eu acum problema. Nu complicați, spuneți-ne o să vă lăudați, măi copii. Dar reușim. O să ne iasă. Ai foarte tare problema. Este extraordinar de frumos. O problemă mereu rezolve, domn profesor. Da. Dacă nu, dar tu ești mai rezervat, nu ești ca el încrezut așa. Nu. Dacă noi privim așa din aproape, în aproape și înțelegem fenomenul ăsta cu frația, este spectaculos. Da. Ei, ia să zic așa. Eu n-am spus și dumneavoastră agent, domn profesor. Nu e bine dumneavoastră. N-am fost atent, asta e, recunosc. M-am grăbit, am reluat aceeași probleme. Ați crezut că e grea. Ia să văd așa. Ia să vedem. Deci, ziceți Ion, Maria. În loc din vecin. Nu mai ales Maria, Ion. Maria. Scapă la platou de prăjituri. Wow. Da? Ce? Trebuia deci, să puneți Lizuca. Deci se furișează. La Maria se furișează la platou de prăjituri. Ah. Da? La platou de prăjituri. Și consumă repede 3 șeptimi din prăjiturile oh care my erau. God. 3 șeptimi din prăjiturile. Deci 3 șeptimi din prăjituri. 3 șeptimi din prăjituri. Astăzi morți. Asta. Așa, 3 șeptimi din prăjituri. După care, după o oră, se duce și mai mănâncă jumătate adică, din prăjituri. Adică, din rest. Adică jumătate din rest. 2 pe... Jumătate. Înseamnă 1 pe 2. Așa, deci 1 pe 2 din rest. Deci după o oră se duce și mănâncă o doime din rest. Adică cât le găsește în parte în două și o luăm mănâncă ea. Da? Oare salvăm noi? Și cât îi rămân? Cumva, îi rămân 10, domnule. Stai să vedem, cât îi vrea, domnule. Da. Și peste încă o oră, se duce și mănâncă încă jumătate din rest. Adică 1 pe 2 din rest. Tot sunt încă 1 pe 2. Data asta era înfometată. Deci 1 pe 2 din rest. Din nou rest. Constată că au rămas două prăjituri. Wow, e ușor? Wow, ce ușor! Hai să vedem! Nu, hai să luăm ușor, că nu știu dacă e ușor simplă. Știu. Casandra nu-ți fă probleme. Deci în prima
prima dată când s-o lipesc la ele, au mâncat 3 șeptimi. Deci, în primul, când s-o lipesc la ele, mănâncă 3 șeptimi din prăjitură. După care, deci prima dată, 3 șeptimi din prăjitură. Bine că a scris așa. În a doua zi, mănâncă o dolime din rest. În a treia repriză, mănâncă iarăși o dolime din noul rest. Adică, din el 1 aici, și aici din el 2. Și rămân restul iar 3, 2 prăjituri. Da? Da, mi-am dat seama. Din și câte prăjituri sunt? 56. E adevărat? Că au rămas. Hai să vedem. Hai să luăm din nou. Da, domn profesor. Dacă, dacă e așa, facem proba. Facem proba. 56 am zis. 56, da? Da. Hai să facem 56, din 3 șeptimi din 56. Deci, Casandra, hai să-i verificăm. Să facem proba, corect. Să facem proba. Zicem, te rog să mă ajuți, Casandra, 3 șeptimi din 56. Este egal cu? 6. Știm să facem 3 șeptimi din 56. 56 împărțit la 7 ori 3. Corect. Deci înseamnă egal cu 56 împărțit la 7. 56 împărțit la 7 ori 3. 8 ori 3. 24. Asta înseamnă că prima zi am mâncat deci era 24. Și pentru era 8, da? Un segment din dar cât i-a rămas acum Casandra de să facem? Păi 24. Apoi facem în a doua serie. Nu, 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 nu. Facem 56. E 1. 56 plus 24. Deci e 1. Egal cu 56 minus 24. Și egal cu? Cât 2? Stați puțin. Mi-aș luat-o pe Casandra acolo. 56 minus 32. 32, da. 32. Și apoi 32 împărțit la 2 ori 1. În a doua zi sau a doua? Asta a doua etapă. Facem o doime. O doime din 32. Da. 32 împărțit la 2 ori 1. Așa înseamnă 32 împărțit la 2 ori 1. Și calcul? 16. Acum să vedem cât i-a rămas. Iar 2 eu acum facem. Restul iar 2. Păi 16 împărțit înseamnă la 8 ori 1. 32. Împărțit la 32. 32 din restul din aici. 16. Vedem pe 16. Și face 16. Acum în a treia repriză se duce și mănâncă o jumătate din restul ăsta. Din 16 împărțit la 2. Deci 1 pe 2 din 16. Din 16 este egal cu? Și trebuie să ne dea 2. 16 împărțit la 2 ori 1 și face 8. Păi da, domn profesor. 8 au mâncat ultima repriză, da? Da, da. Și acum să vedem câte au rămas. Din restul de mai sus, iar 3-ul, deci rămân 8 și trebuia să vă rămână 2. Restul da, da, da. Înseamnă 16 minus 8. Minus 8 egal cu 8. Și care e diferit de 2. Păi da, domn profesor, păi dar dacă nouă ne rămân 2 acolo, înseamnă că facem practic 2 segmente și noi 2. Și practic e 4 și mergem mai sus și o să fie 8. Mergem mai sus și 4 și practic ai din nou 2 segmente, unul e 4, tai, deci 8 în total. Și apoi mergem mai sus, unul e 8 și faci 8 ori 7 pentru că atâtea segmente sunt și practic 8 ori 7, 56. Și totuși nu e adevărat. Cine face? Ceva nu e în regulă. N-am dat bine problema, domn profesor. Gata! Am dezlușit și misterul. Mie mi-a dat 14, domn profesor. Nu contează. Nu contează. Cum nu contează? E greșit. Uite, cum merg cu 14. Mie mi-a dat 14. Hai să mergem cu varianta cu 14. Atâtea prăjituri erau. Vă pierdeți vremea. Hai să vedem. Hai să vedem. Să vedem și pe mama dacă ea... Dacă am lucrat corect. Deci soluția lui Mihaela, da? Da. Soluția... Mihaela este. Mihaela. Așa. Hai să vedem. Mi-a dat 14, domn profesor.
Să vedem. Deci 3 pe 7, 3 pe 6. Începem. Începem, copii, hai. Soluția mea e. Mie nu mi se pare. Hai, hai, scrie-o. Să o vezi. Să vedem. Soluția mea e. Hai, nu zici. Stai scris. Pune scris. Hai. Deci soluția mea e. Ce zicem? Ce înseamnă 3 pe 7 din 14? Egal cu 14 împărțit la 7 ori 3 și face cât? 6. 2 ori 3, 6. Dar scrie. Și ca să văd cât i-a rămas, din 14 scad pe 6. Da? Nu, 14 scad pe 6 care l-a mâncat în prima fază, fata. Maria le-a mâncat pe alea 6. Astea s-au dus. Da, din plato. Deci din 14 o zbura 6, o mânca 6 și a mai rămas minus 6. Da. Aici fac 14 minus 6. Egal. Restul 1, nu? Primul da, rest. 14 minus 6 egal cu 8 prăjituri. Acum au mai trecut o oră și mănâncă jumătate din rest. Da, mai trece o oră și în etapa a doua, ce a fost numai etapă, în etapa a doua, mănâncă o jumătate 8, din rest. O jumătate, 1 pe 2 din 8, din 8 egal cu? Egal cu cât egal, Daniel? 8 împărțit la 2 ori 1 și egal cu 4. Deci mai mănâncă 4 prăjituri. 4 prăjituri. 14 minus 4. Din 8 scădem pe 4. 4. Da? Din 8 scădem pe 4. Deci restul R2, al doilea rest, egal cu R1 din restul ăsta, minus 4. Și egal cu 8 minus 4, scrieți așa. Minus 4. Și egal cu 4. Egal cu 4. Aha. I-a făcut 4 împărțit la 2. În a treia etapă... Da, vine și mănâncă iar jumătate. Din ăsta? Din no, restul nou. Da? Deci 1 pe 2... Din 4. Din 4. Egal cu 2. Egal cu 2. 4 împărțit la 2, nu? 4 împărțit la 2 ori 1 și egal cu 2. Păi atâta e mai rămas. 2. Și acum ca să vedem cât a rămas din 4 ăsta... 4 minus 2, corect. Deci iar 3. Egal din 4 scăzut 2-ul, cât a mâncat. Și egal cu 2. Un verificat! Oh, perfect! A lucrat corect, Mihaela. Deci Mihaela a lucrat corect. Mihaela e cu 30 ceva mai mare decât. Da, Mihaela e cu 30 ceva mai mare ca nu. Dar hai să învățăm de unde e șmecheria. Da? Deci să învățăm șmecheria. Care a fost șmecheria cu Mihaela? Cum a gândit ea? Păi, mă gândeam la 56. Tot 56 mergi în mâna asta, păi, 56. Dar nu, mă gândeam de unde ați luat. De unde au scos ei 56? Păi, noi ne-am gândit. Dacă acolo ne-a rămas 2, deci am făcut cele două secvențe, am luat 1. Eu luat-o de la coadă, dar nu prea le-a ieșit. Am luat 1 și înseamnă că erau 4. Ne-am dus mai sus, am tăiat 1, 1 era 4 și am pus 8. Și am mers mai sus, 1 era 8 și 8 era 7. A luat să răpună. Adică o să luat cealaltă, într-un fel. La mulți ani, la mulți ani. Dar sunt în lecții. Bă, vă sunt mai târziu, știți că încep și clasa a 7-a după asta. Sunt la clasa a 4-a acum, dar în legătură cu ceva urgent sau... Bă, n-ați înțeles. Am înțeles, da. Bine. Bine. Cum am găsit doar aici? Pentru că tu cum am găsit? N-am descoperit, nu e pe descoperit aici. Uite, acum am descoperit noi, nu. Da, nu, dar nu poți să zici așa. Da. Închizi ochii, zici. Da, 14. 14. S-ar putea. Da, Sandra, mi-am depășit etapa asta. Da, tu de poate ai noroc. Nu, iubirea. Nu, Sandra. Okay. Matematica nu-i pe noroc. Să nu știu răspunsul, știi niciodată. Nu e pe noroc, nu e pe noroc. Deci este că totul numai gândim atent, raționăm foarte bine. Domn profesor! Da! Da, chiar! Da, fix, faci pe colegii mei bucate. Sau numărul nostru preferat, e 14? Da, care e numărul preferat? 14, da? Sau domn profesor, un număr între 1 și 50. Gata, mami. Nu e așa. Haideți să vedem. Ia să vedeți de unde am ghicit eu. Deci mama a prins niște șmecherii. Da, mama a prins niște șmecherii. Hai să le descoperim, nu le spune. Doamna profesor, mama a recunoscut ghicit. Nu, n-a ghicit. Hai să spunem așa, să urmărim, haideți, fetelor și băieți. Hai să vedem, băiete și băieți, hai să vedem așa. Spunem, cât în prima zi, cât 3 șeptimi din prăjituri, nu?
prima dată, 3 septimii preistorie. Da. Hai să ne spunem că platou era așa. Ăsta e platou cu prăjitori. Eu am făcut și eu așa un platou cu prăjitori. Și să facem 3 septimii înseamnă că împart în câte părți? 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Da? Voi luați așa să fie perfect, în părți egale. Bine, ați făcut 1, 2, 5, 6. Nu, bă, dar e în părți egale, bă. Băi, figură, băi. Dar pune că ai așa căițelul ăsta cu liniuțe, că puteți să faceți foarte bine. Câte trei, dacă fixez câte trei pătrățele la parte. Eu am câte două. Câte două, n-are importanță. Important să fie aceeași mărime, da? În părți egale. Băi, dar am dat drum la cameră. O dăm profesor. O da mama, parcă, nu? S-a dat drumul la cameră, da, bine. N-am dat drumul, mai. Da, 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 da. Ar fi fost culmea. Da, e supărare maximă, te auzi. Bun. Deci cât am spus, câte șeptime am consumat în prima fază? Câte o trei, consumat? Trei șeptime. Noi trei. Trei. Distrugem, așa. Da? Trei șeptime le consumă. Și câte mai rămân? Păi mai rămân... Patru. Și se pune și noi, cu altă culoare. Asta e, ele patru șeptime care rămân. Sunt cele care rămân după aceea. Una, două, trei, patru. Deci cele patru șeptimi rămân, da, patru șeptimi rămân după aceea. Ăsta e restul. Ăsta e primul rest. Primul rest, e unul. Și câte consum în a doua etapă? O durime. Adică două. Două din astea le-au consumat. Două, da. Și ăsta este dedesubt, restul e trei. Păi consumă jumătate. Deci e doi. Da, nu merge așa dacă faci mușcă. Cum să nu meargă, băi? La fel, lasă-l să continue și vadă cum o să dea ca noi. Așa. Și că noi am făcut conexie, și că ați greșit problema. Aici? Și că mama a ghicit doar. Da. Da, a ghicit. Aici? A ghicit. Deci mama a ghicit. Deci. Și-a luat unul pe doi, adică a luat una. Ăsta este ierduiul. Da. Și nouă ne spune că în a treia zi a luat unul pe doi, adică a luat una. Deci din asta ia cu asta. Una. Și rămâi doar asta de desubt. Un singur... Dar profesor, una din alea era doi. Deci iar trei este asta, că e de două prăjituri. Am murit, domn profesor, mama avea dreptate. Mama a avut dreptate. Da, domn profesor, cu una din alea era doi. Deci o singură asta e de doi. Dar nu mi-am dat seama. Și 2 ori 7, 14, ce rapid mama s-a dus. Oh my god, ai avut dreptate, mama. Deci vreau, dar aici s-a tot dus înapoi jumătate, s-a văzut cu un singur segment, s-a păstrat segmentul ăsta și de 2. Mama a făcut așa, cred că pe caiețel. Așa cred că mama a făcut așa șmecheria asta. Cu segmentul. Dar am descoperit-o. Am descoperit-o pentru că ea și-a făcut. Cât de-a consumat? 3 șeptimi. Foarte bine. Wow, ce frumos. După care, uite ce clar, din ăsta e restul, și ăsta e restul, de sub, din rest, jumătate. Consumă jumătate. Îi rămân restul iar trei. Din restul iar trei, jumătate. Tot ce a consumat am dat deoparte, dați așa, da? Ce frumos v-a făcut. Mama, mi-ai mai dați-le una, domn profesor, acum am înțeles. E faină? E sub. Acum am înțeles, domnul profesor. Oh. Da, dacă acum ne puneți una... Dacă nu știm, cu 20! Da, cu 20! Foarte frumos! Dacă nu știm, nici acum mai puneți asta! Nu mai puneți, mă învățăm! Așa da, poate și voi cu segmentele astea! Așa păi trebuie să învățați și jucați! Păi da! Ce faci, domnul profesor? 3 pe 7 înseamnă un pic, Daniel. Ce ai zis, domnul profesor? 3 pe 7 prima dată înseamnă că întregul, totul, era împărțit în 7. Luați 3, cât vă rămân? 4 din 7. Și puneți dedesubt pe cele 4. Le puneți pe dedesubt pe alea 4, după aceea jumătate din rest. Pac, mai dați 2 deoparte din 4, mai rămân 2. Foarte tare! Știți? Super tare, domn profesor! Acum trebuie să facem mai repede ca mama. Mai repede ca mama. Mai repede decât ea, da? Da.
Atât este. Foarte bun. Bun. Foarte bun. Hai să vă vedem. Facem concurs cu mami. Hai să vedem. Cine câștigă? Trei copii sau un adult? Da, asta e. Trei copii sau un adult. Trei copii. Noi împreună. Avem 31 de ani. Mama are mai mult de atât. Deci nu câștigăm cu siguranță. Să vedem. S-ar putea să vă lasă câștigă. Mama are ani și ani și ani și ani și ani de experiență. Așa. Nu chiar 100. Adică, nu ești mai bun. Să zicem așa. Ia, fiți atenți. Ionel. Ionel. Miere. Nu? Miere, cu miere. Cu mere? Cu mere? Miere. Cu miere? Miere și propolis, domnule. Nu mai că e cu șeptine. Vreau să fie denumărat povestea, da? Ciocolată! Ciocolată, da, ciocolată, ciocolată! Se duce să cumpere ciocolate. Nu, cumpără un număr de ciocolate. Oh, ok, deci tot ciocolată. Hai, scrie! Ionel cumpără ciocolată. Ciocolată. Așa. În prima zi mănâncă 4 pe 9 din ele. Mamă, ce grea asta! Ei, da. 4 pe 9 din ele. Da, în a doua, da, mănâncă 2 cincimi din ele. Ce din ele sau din rest? Din rest. Din rest. Din rest. N-avea în a treia zi mănâncă o treime, nu, două treime, două treime din nouă rest. Aici două, zic e ieri unul și aici din nu, din nu, acum cred că ne dă cu patru zile. Când ați cu patru zile? Ei, da. Iar doi. Atât. Constată. Și constată că îi rămân 20. 21, 21, nu 20, 20. Cum gândim? Îi rămân 1. 5. Oh. Lasă-mi. Ce ok, și acum, mete, și acum ne lăsați pe noi. Da, da, vă las. Concurs. Da. Cu mama. Da, cine câștigă? Nu. Da. Mai spune cu voce tare. Mamă, o să trișez. Să-și facă și scrie. Tu ai riscat? Nu, stai pe gânduri. Atâta mi-a dat, domn profesor, eu am încredere în calculele mele. Ai încredere? Am încredere. Mai uite-te un pic. Și cât ai zis? Mai uite un pic. 45. 45, mai uite-te mama un pic. Mama ție, cât și-a dat? Atât. Pe bune? Oh, ce interesant. Ai bătut-o pe mama. Mama a dat pe locul 2 veni, nu? Mama? Poți să te veni. Deci ai făcut segmentele mai multe decât mine? Da! Și cât ce era? Atât! Unde? Uite segmentele. Dar dacă pun... Și așa am făcut la fel. Dacă spun că au rămas 3 ciocolate, răspunsul direct. Ce-i mi-l dă? Răspunsul direct. Și eu vin că doar 4 lei. Nu, zi. Stai. Sau 48. 27. Ce 27 mișezi? Am zis. Lăsați-ne puțin. Da, vă las. 27, gata. De ce zi, bă? Cel mai rapid. Băi?
Dar ne răspunde de ce? De ce 27? Pentru că și mi-a venit. Ia zici și tu, Casandra, evident. Natura! De 27, da, știi, eu am și argument. Ia zi. Deci, ne luăm după alea 9 segmente și fiecare un segment, noi știm acum că e 3. Și faci 3 ori, 9, 27! Asta era! Că și 5 ori 9 făcea pasă. Bravo! Bravo, bravo, ai făcut bine, corect. Și dacă rămân 2? Dacă, 18! Dar 9, 18! Și dacă rămânea una? 9, 2! 9! 9! Am gândit la 2. Deci, rămâneau... cât de frumos se leagă. Deci, la, 90, aici, da. Aici exact. Dacă respectăm foarte bine rețeta, da. Da, hai să vă spun. Și dacă erau 6. Voi să vă spun, ia să vă spun. Problema. Da. Când am zis că 4 pe 9 au consumat, între 9 și 4 sunt 5. Și de aceea sunt 2 cincimi. De-aia zic eu 2 cincimi, nu sunt 2 treimi. Și apoi rămân 3. Dar vezi 2 treimi, complic problema. Și apoi rămân 3 și apoi a zis 2 pe 3. Și a scoat în aia 2 și ne-a dat 5. Între 2 și 3 mai una. Că sunt aceleași segmente. Asta e tehnica mea în compunere. Încă dată să repet. Nu ne aude nimeni acum, da? Da, nu ne aude nimeni. Puneți-vă mâna la urechi. Așa. Deci, vedeți cum am consumat-o, cum am construit problema. 4 noimi, 4 pe 9. Între 4 și 9, între 9 și 4, diferența este de 5. Data viitoare, de ăla-i cu restul. Deci rămân 5 noimi, că 4 le consumă și mă rămân 5. Și acum cele 2 cincimi din rest, 2 cincimi, este foarte tare. Iar primul 2 treimi este excepțional. Hai să facem și pe segmente, să vadă și prietenii noștri. Doamna profesor, da? Și eu segmente. Doamna profesor, ne da. Mai dați o problemă de genul? Sigur. Să vedem cine răspunde primul. Asta e bază. Adică acum, dacă te-ai prins, o să fac eu cu 7 etape acolo. Că tu te duci la ăsta, oricât și gata. Dar de unde zici? Poate complicat. Poate nu e adevărat. Poate. Deci nu se știe, nu vă duceți direct la chestia aia, că nu se știe ce face domn profesor. Calculați ca să răspunde eu prima. Deci, unu, voi calculați ca să răspunde eu prima. Foarte tare, auzi. Voi muciți așa, că eu dacă am sesizat chestia asta, respecte diferența, deci 4, 9, 4, 5, zici 2, 5, 3, 5, după care iar diferența 2 și 5 acolo e de 3 și respecte numitorul la fiecare, atunci e treaba bună și faci deodată rezultat. Dar într-adevăr așa este. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Da? 9. Așadar, în prima zi consumă cât? 4 pe 9. 4 pe 9, face și noi 4 din noimi, 4 noimi, 1, 2, 3 și 4. Ce rămân? Rămân acestea. Și atât în cele 5, 1, 2, 3, 4, 5 și din ele 2 cincimi luăm, 2, ăsta e primul rest, iar 1. 2 din ele le-am luat și ne rămân 3. Deci rămân 3. 1, 2, 3. Și luăm 2 treimi. 2 treimi. Și ne rămâne o singură. Asta e iar 2. Și iar 3. Este una singură pe care o dăm noi cât vrem. O dăm 3, 5, 7, am dat-o 5. Da. Atunci vine 5 ori, ca același segment s-a dus tot timpul. 5 ori 9, 45. Simplu problema, foarte simplu. Da, da, profesor, puteți să recunoașteți acum că suntem copii deștepți și ne-am prins din prima. Da. Nu, nu, asta, dar acum se acum se vedem. Oh, domn profesor, dar de ce nu ne oprim aici? Stai puțin. Dar ia, dacă nu vrei aici așa șapte. Fiindcă matematica aia se presupune tot timpul altceva. Altceva. Sunteți sigur? Hai, taci din gură. Sigur. Sigur. Da, am câte experiență la matematică, asta înseamnă. Să plecăm de la simplu spre complex, din ce în ce mai frumos. Acum faceți cu 4 zile? Ia să rămân. Mulțumim. În prima zi...
Asta e mare. În prima zi. Bomboane sau ce? Bomboane. Da, bomboane. Deci Ionel cumpără bomboane. Ionel cumpără bomboane. Scrie problema, da? Bomboane. În prima zi consumă 3 cincini din cantitate. Wow. Dați cu mai puțin, domn profesor? Mm. În a doua zi consumă 4 nu, că nu putem să dăm noi acum la întâmplare. 2 șeptimi. Da. Din rest. 2 pe 7. Da, 2 șeptimi. Azi cât? 2 cincini? 2 șeptimi. Din rest? 2 șeptimi din rest. Domn profesor, știți dumneavoastră și gura. Da. 2 șeptimi din rest. Ei mai rămân. Mai complicați așa. Unul pe nou. Din rest, domn profesor. Da. Domn profesor, ne mai rămân. Complicat. Asta cât e destul de complicat. E complicat. Păi asta spun și eu. Și mai rămân cât? Da, acolo ar trebui să mai rămână 2, să fie 1 pe 2, domn profesor, dar ce voi vrea. Hai să zicem... Acum nu prea știm noi cum să faceți de asta, derutat. Îi rămân... 7. Nu, nici măcar 2 pe 7, e cât mai mare. Taci un pic, mama, să gândească, domn profesor. Nu se poate. Știu și eu. Nu știu cum faceți voi, să-i vrei. Așa. Nu facem segmente, algebric. Algebric? Mai dat pe spate. Nu fără algebric. Să algebricul, ai problemă. Așa, 9 secunde. Deci... 16 bomboane. Oh, 16 rămân? Da. 16 rămân? 16 bomboane. Asta mă sperie. Stați, domn profesor, mai întâi lăsați-ne pe mașină. Vezi, vi se pare numărul mare? 4 rămân, poftim. Yes. 4 bomboane. 4 bomboane. Ce vă iubim? 4 bomboane. Dacă 16 a fost mai mare, numărul 4. Ne arătați algebric? Nu, mai întâi lăsați-ne. Segmentele astea, că așa-mi plac, cu segmente, cu fracții, cu... Ceva așa, nu? Stați, trebuie să ne dați. Hai că nu sunt multe etape. Rămân 4, da? Nu, nu sunt multe deloc. 4. O, 3. Dacă ne dădeați, dacă ne dădeați acolo 3 pe 5 și apoi 1 pe 2, mai spuneam și eu că voi iubim. Așa! Dar cum mă două șeptime. E nici măcar ălea nu mai sunt. Dar toată mă doare capul. Dar contează. Nu contează că te doare capul, nu? De-aia probleme sunt frumoase ca să ne ia durerea de cap. Da, exact. Dar nu putem. Dar putem prin segmente sau nu? Nu se poate prin segmente. Nu avem voie pe calculator. Nu, trebuie n-ai să... N-ai voie pe calculator, te-am comunicat. Poți să te uiți pe toate calculatoare. Da, exact, și n-ai să poți. Nu vreau să fac 16 plus 12 ca să mai calculez. Nu vreau să fac cu segmente. Nu, nu pot, nu fac cu segmente, fac 16 plus 12 ca să mai calculez. Cred că poți. Nu-mi vine mie acum 16 plus 12. 28. 16 plus 18. 16 plus 12. Ah. Profesor, ne-ați făcut vară. Deci e momentul foarte tare. Facem saltul. Domn de la... profesor, deci, am două. Acum, Casandra, ești la tine acasă, dă un număr care îți place ție. 11. La întâmplare. 11. Iar numere favorite. Favorite, nu? Da, numere favorite. Hai da. Numere favorite să vin la critici. 11. Și ne spuneți dacă suntem pe aproape, 12, domn profesor. Da. De ce? Că poate e mai corect? Mult? Nu, poate e corect, de asta mă vrețați. De asta nu accept, nu? Da, să ai corect. Hai să facem probele. Nu, 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 nu,
15, da. Bun, mergem cu 5, facem probe și nu merge. Dar de unde știți? Păi facem probe. 3 cincim din 15. Hai să vedem cât e. 3 cincim. Păi 15 împărțit la 5 din 15. Înseamnă, ce înseamnă 15 împărțit la 5 înmulțit cu 3 și face cât? Și face 9. 3 ori 3, 9. Și atunci din, îmi trebuie restul și deci fac, se poate. Fac din 15, scad pe 9 și face cât 15 minus 9 egal cu 6. 6. Și acum trebuie să fac din 6 cât trebuie să fac? 6 împărțit la 6. Trebuie să dai 20. 48. 48. Pe, merg, 48. Totuși ea are o, un simț mai apropiat de adevăr, pentru că se gândește la 5 în partea acolo. De aia ai zis 20, nu? Da. Povestea este că n-am făcut restul. Domnul profesor, dar e problema foarte tare. Problema este pentru voi clasa așa. Domnul profesor, ar trebui să ne dea acolo ceva așa, un 2, acolo la 7, trebuie să ne dea ceva la final, un 2. Dar se poate în 7. Hai să poate la ceva la 2, ne dea. Domnul profesor, am o idee, pot să vă arăt, o profesor. Un 14. 14 trebuie să ne dea. Adică acolo la 3 ori cât ar trebui să ne dea mie? 30? Nu, nu, nu. Cât ar trebui să ne dea 14? Păi două... Deci, ia, ia-te-l pe el că... Domn profesor, poți să vă dau o variantă? E problema foarte frumoasă. Poți să vă dau o variantă mai ciudată, dar să vă dau? O secundă, imediat îmi dau. Deci eu, acolo ce sunt eu, aici mai sigur. Tu vrei, vrei un 14 la restul ăsta, la loc de 6 să fie un 14? Nu, eu vreau să fiu acolo 14 împărțit la 7, ori 2. Deci, da, nu știu cum v-ați trebuie restul ăsta de 14, că pe urmă se faci șeptimea din 14. Da, păi fac 14 împărțit la 7, care v-a dat 22 ori 2, 4 și am ieșit. Deci îți trebuie 14 aici? Da. Dar 14, de adică din 14. Păi așa îți dă, dacă nu... Da. Are o chestie foarte tare aici. El prinde așa, măi ce-mi dă restul ăsta, să pot face șeptime, adică să faci la 7. Tu vrei un multiplu de 7. Și dacă îmi dă 14, fac 14.